După cum s-a menționat în această dimineață, nașterea din nou este un act, este un eveniment, este un moment, cum este orice naștere din lumea aceasta, care se petrece în viața credinciosului în mod spiritual, este o lucrare spirituală. Nu se schimbă fizionomia cuiva. Oamenilor nu li se poate promite că dacă se pocăiesc, a doua zi vor avea un serviciu mai bun, că a doua zi li se vor șterge niște datorii. Prin mântuire, prin nașterea din nou, asta nu înseamnă că vom deveni dintr-o dată savanți. Asta nu înseamnă că vom fi mai frumoși decât suntem. Și cred că suntem frumoși, că suntem copiii lui Dumnezeu și creația lui Dumnezeu. Eu am o vorbă, le-o spun tineri, numai toți tinerii sunt frumoși. Însă am ajuns la concluzia că oamenii sunt frumoși. Diferite metode de evaluare a ceea ce este frumos. Este o combinație a ceea ce este înăuntru și ceea ce este în afară. Dar nu ni se schimbă fizionomia. Cum arătăm? Schimbarea este interioară, schimbarea este de ordin spiritual. Actul acesta este imperativ, fără de el nu se poate. S-a argumentat foarte bine lucrul acesta astăzi. Și este un act verificabil. Actul acesta al nașterii din nou are un impact din interior spre exterior, schimbă comportamentul, schimbă purtarea, schimbă caracterul, schimbă vorbirea, gândirea, faptele. De fapt, astăzi am avut prin tot ceea ce s-a vorbit în locul acesta, s-a completat, s-a așezat cărămidă cu cărămidă la adevărul acesta al nașterii din nou. Nașterea din nou este între convertire și sfințire. Convertirea este un proces și sfințirea este un proces care durează toată viața. Între ele este actul nașterii din nou. Ce înseamnă convertire? Convertire înseamnă acțiunea celor două lucruri majore care trebuie să se întâmple în viața unui credincios dacă e convertit cu adevărat. Credința și pocăința. S-a menționat că fără credință nu-i putem fi plăcuți lui Dumnezeu, fără credință nu poate avea loc actul nașterii din nou. Dar fără pocăință de asemenea, pentru că Biblia spune că și dracii cred și se înfioară, dar de aia nu-s convertiți și nu-s născuți din nou, sunt iremediabil pierduți. Fratele pastor Doru a citit mai devreme textul unde spune după ce ați părăsit stricăciunea care este în lumea aceasta, nașterea din nou, și aia înseamnă pocăință. Renunțarea la păcat, condamnarea păcatului și întoarcerea de la faptele păcătoase pe care le-am trăit înainte. Deci iată, are loc convertirea, convertire înseamnă credință și pocăință, urmează actul nașterii din nou săvârșit de Duhul Sfânt în mod lăuntric în viața credinciosului, după care începe și continuă pentru restul vieții procesul sfințirii, al desăvârșirii noastre din punct de vedere spiritual. De aceea spunea apostolul Pavel în Efeseni că Dumnezeu a dat în biserică apostol, proroci, evangheliști, păstori, învățători, pentru ca să creștem spre desăvârșire. Ce este desăvârșirea? Desăvârșirea este Domnul Iisus Hristos. El este standardul la care și spre care trebuie să tindem.
Și cuvântul lui Dumnezeu spune că vom fi desăvârșiți, acum ne desăvârșim, dar vom fi desăvârșiți atunci când se va arăta ce este desăvârșit. Și că atunci când îl vom vedea, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este. Graficul acesta al perfecționării noastre, al desăvârșirii noastre, este ceea ce trebuie să studiem în permanență cu privire la noi atunci când cercetăm Scripturile, când ne rugăm, când venim la casa lui Dumnezeu, când ascultăm cuvântul. Este observabil în cea mai mare măsură de persoana mea sau de către persoana ta, dar într-o anumită măsură poate fi văzut și de cei din jur. Și noi trebuie să ne sprijinim unii pe alții. Și trebuie să tindem în fiecare zi să creștem în graficul acesta către a fi din ce în ce mai mult asemenea Domnului Iisus Hristos. Oamenii caută confirmări, caută validarea faptului că sunt copii ai lui Dumnezeu. Vedeți? În interiorul nostru este o asemenea confirmare. În Roman, capitolul 8, cuvântul Domnului spune că Duhul nostru mărturisește împreună cu Duhul lui Dumnezeu că suntem copii ai lui Dumnezeu. Că nașterea din nou a avut loc în noi. Aș vrea însă să avertizez în această dimineață cu privire la metode perfide predicate de unii, care, zică-se, ar valida, ar confirma nașterea noastră din nou. Și trebuie să fim extrem de atenți, frați și surori. Suntem o biserică penticostală și știm că Domnul a mărturisit prin botezul cu Duhul Sfânt în casa lui Corneliu, că au fost născuți din nou prin cuvântul pe care l-au auzit, și că sunt copiii lui Dumnezeu și că trebuie să fie primiți în părtășia bisericii. Botezul cu Duhul Sfânt este o lucrare absolut esențială și imperativă ca rezultat al nașterii din nou. Nici nu se poate petrece botezul cu Duhul Sfânt fără nașterea din nou. Nașterea din nou, scopul nașterii din nou, unul din scopurile nașterii din nou este ca să curățească vasul ființelor noastre, ca Dumnezeu să poată turna pe Duhul Sfânt în noi, să locuiască în noi, nu numai să ne însoțească, nu numai să ne vorbească, ci să locuiască în noi. Nu numai să ne lumineze mintea, ci să locuiască în noi. E scopul deplin al lui Dumnezeu. În trupurile acestea, cum spune în Corinteni, capitolul 5. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Care este comoara? Pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Comoara aceasta este Duhul Sfânt, persoana și puterea Duhului Sfânt. Dar, și nu vorbesc împotriva manifestărilor, nu suntem statui, nu suntem stâlpi. Avem emoții. Viața noastră de credință implică emoții. Emoțiile acestea ne pot duce la lacrimi, ne pot duce să ridicăm mâinile. Ne mișcăm și când stai pe loc, simțul de echilibru al organismului te face să te miști de pe un picior pe altul, în față și în spate. Nu stai ca stâlpul de telegraf. Însă există o învățătură foarte periculoasă care a început să bântuie anumite cercuri carismatice exagerate în România. Sperăm în comunitatea noastră aici, în America, să nu se întâmple. Care, atenție, prin acești propovăduitori falși le dau oamenilor asigurarea că dacă au aceste experiențe, manifestări, cad pe spate, tremură,
Unii fac spume la gură, se învinețesc, scot sunete guturale nenaturale, ca niște râgnete, se rostogolesc și se tăvălesc pe jos. Aceste experiențe validează cumva relația lor cu Dumnezeu. Ascultați-mă. Fiecare dintre noi avem temperament. Când vorbesc de temperament, nu mă refer la exagerările temperamentului. De exemplu, dacă cineva e nervos și îl spune, iertați-mă, eu sunt coleric. Mai fiecare dintre noi ne mai enervăm din când în când. Enervatul nu este parte din temperamentul nostru, este o exagerare a temperamentului nostru. Și un om liniștit se poate enerva. Sunt oameni liniștiți care comit crime și vin vecinii și spun, nici prin cap nu ne-a trecut că omul ăsta ar fi în stare de o asemenea faptă. Ce s-a întâmplat? S-a enervat melancolicul. Melancolicul s-a enervat. Când noi vorbim de depresii, de enervări, de lucruri de genul ăsta, nu vorbim de temperamente, fraților. Vorbim de exagerări ale temperamentului uman. Pentru că vine fratele născut din nou sau sora născută din nou, o ia pe ulei și pur mă spune, n-aveți ce face. Altul sau alta mama nu mai face, așa sunt eu. Sunt coleric. Nu. Nervii sunt o exagerare a temperamentului. Dar adevărul este că avem temperamente. Unii suntem mai predispuși să ne exteriorizăm, alții suntem puțin mai interiorizați. Unii sunt mai liniștiți, alții sunt mai vivanți. Unii sunt mai tăcuți, alții sunt mai vorbăreți. Asta face parte din temperamentul natural și nu există niciun fel de unicitate, de singularitate în temperamentul uman. Nu spune, eu sunt coleric. Există combinații de temperament. Sunt circumstanțe și sunt procentaje. În anumite situații, să-l vedeți pe melancolic ce coleric devine. În alte situații, colericul devine melancolic. Pentru că fiecare din noi avem anumite procentaje din aceste temperamente. Și funcție de circumstanțe, iese unul sau altul la iveală, mai mult sau mai puțin. Nouă ne place foarte mult filozofia, murim, crăpăm după filozofie. Și filozofia are lucrurile tăiate felii. În natura umană lucrurile nu sunt chiar așa tăiate felii exacte ca la mașină. Cum cumperi pâinea de la magazin și toate feliile sunt tăiate la aceeași distanță. N-aveți impresia că spiritul uman este așa de clar tranșat? De asta e un mister, un adevărat mister ființa umană. Sunt oameni care atunci când se cântă, stă frumos în băncuța lui și cântă. Și sunt alții care atunci când se cântă, ridică mâinile, se exteriorizează. Acum, care are o relație bună cu Dumnezeu și care nu? Eu vă spun, amândoi pot să aibă o relație foarte bună cu Dumnezeu și amândoi pot să aibă o relație foarte prostă cu Dumnezeu. Manifestarea exterioară a temperamentului, chiar în închinare, în cântare, nu validează și nu invalidează nimic. Există oameni sobri în temperamentul lor, pe care n-ai să-i vezi niciodată clătinându-se prea mult, mișcându-se prea mult. Asta nu înseamnă că sunt castraveți murați. Asta nu înseamnă că nu știu să se închine. Asta nu înseamnă că sunt blocați. Nu. S-ar putea ca în interiorul lor să fie un
un uragan de emoții. Nu tot se manifestă la fel. Însă ca să vin și să spun, trebuie să te trântești pe spate, trebuie să te rostogolești, trebuie să răgnești, trebuie să faci asta și asta, ca acum urci în spațiile duhovnicești, intri la tronul lui Dumnezeu prin aceste manifestări, lucrul acesta este absolut fals. Nu validează, nu legitimizează nașterea cuiva din nou. Și nici nu dovedește transformarea vieții acestei persoane. Evenimentele cu manifestări carismatice exagerate și chiar denaturate, ca să nu spun pe alocuri de ordin demonic, au în spatele lor doctrine false, pentru că orice asemenea exagerare vine pe aripile unei doctrine eretice. Acești oameni vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu aici și acum. Și e adevărat, împărăția lui Dumnezeu este aici și acum. Nu este mâncare și băutură și nu e desenată pe harta lumii. Este în inimile noastre. Teritoriile împărăției lui Dumnezeu sunt inimile noastre transformate, ființele noastre născute din nou. Dar împărăția lui Dumnezeu aici și acum nu o cucerim noi. Nu înconjurăm clădiri, nu ungem clădiri, nu declarăm anumite orașe sau anumite teritorii parte din împărăția lui Dumnezeu. Astăzi, teritorial, împărăția lui Dumnezeu are de-a face cu sufletele oamenilor, nu cu metri pătrați sau cu mile pătrate. Cel care are autoritatea și va cuceri fizic lumea este Domnul Iisus Hristos. Și o va instaura din punct de vedere fizic. Nu noi o instaurăm. Nu noi o reclamăm. Nu noi o câștigăm. Noi suntem chemați să câștigăm suflete de oameni, acolo unde suntem. Inclusiv în procesul politic, când ne implicăm, putem să facem o diferență în oamenii din jurul nostru, afirmându-ne valorile, principiile, ceea ce credem, și ceea ce trăim, ca să fim văzuți, să fie vizibil în jurul nostru. Însă împărăția lui Dumnezeu nu este aici și acum ca noi să venim și să facem declarații de creație. Pentru că veți vedea că oamenii aceștia vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu ca niște mici dumnezei care au acces la Logosul Divin. Și ei spun, Dumnezeu e Tatăl nostru și noi suntem copiii Lui și orice copil imită pe tată. Și tata a zis să fie și a fost. Ei, eu ca copil mă joc și eu de-a creația și spun și eu să fie și este. Și proclam și declar și rostesc și poruncesc. Le-am spus și tinerilor ieri la camp, n-am să uit niciodată experiența tristă pe care am avut-o undeva prin 1988, eram în California și s-a anunțat că un mare vindecător din ăsta va vizita o biserică română. Eram proaspăt venit în America, încă nu văzusem chiar imagini din astea cu trântiri pe spate și cu alte lucruri. Auzisem de mișcare carismatică, auzisem de faptul că sunt vindecați oameni. Pe vremea când eram în România, tot ce venea din America era adevărat. Am crezut că se întâmplă lucrurile astea. Și când ne-am dus acolo la acea biserică, bineînțeles că vindecătorul a venit foarte târziu, e foarte ocupat. M-am gândit că a stat pe la intrare, pe afară, a vindecat oameni. Știu eu de ce a întârziat. Întârzia foarte mult. Biserica avea un cor frumos și cred că și-au cântat toate cântările din repertoriu, cântare după cântare, după cântare, după cântare, mai câte o rugăciune, mai câte un îndemn, mai câte o cântare, până când a venit domnia sa. Când a venit, a pus stăpânire imediat pe platformă și a făcut primul anunț. Era culoarul din mijloc plin de cărucioare, cu paralizații în ele. Oamenii au auzit că vine unul vindecător, a venit să fie vindecat, să fie scoși din cărucioare.
Deci în seara asta nu fac nicio minune, nu vindec pe nimeni. Că în zilele următoare avem convenția noastră la sala cutare și am venit să vă aduc o veste bună la voi, la toți românii. O să vă dau un discount de 30%, doar dacă spuneți că sunteți români, plătiți cu 30% mai puțin ca să intrați la sală. Și acolo o să facem minuni. Zice, da, auziți, n-ați venit degeaba în seara asta, vă dau o cheie. Am venit să vă dau o cheie. Mă zic, bă, ce cheie să ne dea? Zice, vă dau o cheie cu care puteți dezlega orice promisiune a lui Dumnezeu. Numai cu cheia asta ați deschis și toate lucrurile se întâmplă cum ziceți voi. Zice, vă rog frumos toți, eram acolo, cred că la vreo 1000 de oameni, zice, întindeți toți mâna spre mine. Până în ziua aia, acum vorbesc despre o altă generație. Am crezut că noi românii suntem puțin mai sceptici, am fost crescuți la cizma lui domnul Cizmar și nu suntem chiar așa creduri. Ei, vezi, toată lumea cu mâna întinsă spre domnul vindecător. S-a dus, avea o tablă acolo și a scris un verset din Biblie. Pe mine nu m-a deranjat că ne-a spus un verset din Biblie, ceva circ cu versetul din Biblie. În fine, toți erau, eu vă spun sincer, am pus mâinile la spate. Mă face el circ cu mine. Și scrie acolo versetul respectiv și spune, acum ia uitați aici, aveți cheia în mână? Ia uitați-vă în mână să vedeți dacă aveți cheia. S-au uitat toți așa în mână, dacă are cheia? Deci acum strângeți. Vede, a grijă mare, strânge stare, nu cumva să vă cadă cheia. Ia băgați-o în buzunar. Au băgat toți în buzunar. Dați-i drumul în buzunar, așa. Am scoateți mâna din buzunar, ia bateți-vă pe buzunar să vedeți că e acolo. S-au bătut toți pe buzunar, circul pământului. Nu, acum când aveți o problemă, băgați, m-am gândit, zic, băi, ce o să facă ăștia? O să poarte aceeași pereche de pantalon toată viața, dorm și cu ei în pan, nu cumva să... Ce... Acolo e cheia. Și am zis, mai schimbă de haine. Frați și surori, îndrăznesc să spun aceste lucruri pentru că suntem penticostali și sunt penticostal și nu a trecut și nu trece nimeni pragul penticostal al bisericii și al comunității înaintea mea și înaintea voastră ca biserică. Dar trebuie să fim foarte atenți. Pentru că cel care confirmă nașterea noastră din nou și cheia împărăției este ceea ce a lucrat Duhul Sfânt în interiorul nostru și transformarea pe care a făcut-o noi, nu asemenea circuri. Sunt oameni foarte liniștiți, care niciodată n-au bătut din palme, mai auzit pe unul, care ne-a făcut pe toți bătuți în cap. Așa zice despre noi, suntem bătuți în cap. Că toți aplaudă, numai noi românii suntem mai bătuți în cap și nu aplaudăm. Nu aplaudăm, fraților, și să vă spun de ce. Când stăruim și când ne rugăm la rugăciune în comun, bateți fraților din palme de să cadă tencuiala de pe pereți. Dar când predic eu, vă rog să nu bateți din palme. Când cântă cineva, vă rog să nu bateți din palme. Pentru că oamenii nu au capacitatea și discernământul, ci că batem din palme pentru Iisus. Dacă am bate din palme pentru Iisus, am bate din palme și pentru ăla care cântă superb și pentru ăla care cântă fals. Și când o formație s-ar încurca, am bate din palme. Că nu batem din palme pentru performanța lor, batem din palme pentru Iisus. Dar știți când batem din palme? Când ne place. Atunci batem din palme. Și ăla care e în față, nu știu cât nivel de maturitate are, îi se face inima mare de-i pleznește și capul și mai mare de mai încape pe ușile bisericii. De-aia ne aplaudăm!
Și de-aia eu n-aplaud și de-aia în biserica asta nu aplaudăm. Vrei să-ți exprimi aprobarea, striga amin și aleluia. Dar chiar vă rog, strigați cât vreți de tare. Amin și aleluia. Și atunci există pericolul ca unul să zică, la mine au strigat mai tare decât la altul. Dar cel puțin, fraților, ascultați, nu imităm lumea. Că la sălile de concert, la spectacole și la stadioane nu strigă nimeni amin și aleluia când dă cineva gol sau când performanța e foarte frumoasă. Amin și aleluia se poate zice numai la biserică. Dar aplauze și de-astea și dansuri și de-astea sunt și în lume. Și pentru că sunt în lume și eu nu vreau să confundăm biserica cu lumea, noi nu aplaudăm. De-aia. De-aia. Deci suntem bătuți în cap că nu aplaudăm. Ce rușinos! Bineînțeles că trebuie să aibă legătură și cu teologia prosperității. Unul dintre acești mari trântitori pe spate ai oamenilor, datorită unor situații din trecutul lui, cu ceva timp în urmă am contactat liderii de la media creștină să-i scoată niște interviuri, vai și amar de ele, care fusese reluate în necunoștință de cauză. Și taică-su, mare păstor, m-a contactat să mă anunțe că mă dă în tribunal și a încercat să mă șantajeze să-i trimit un sfert de milion de dolari la biserica lui. Până la urmă trebuie să ajungă la bani. Bineînțeles că a fost un circ, a fost nimic. Vedeți cu cine avem de-a face, că până la urmă ajung la bani. Cum făcea unul, spunea, zice, porunciți banilor, banii aud, banii au urechi. Strigați la bani să vină, vin de peste tot, din toată lumea vin, numai să strigați. Când copiii lui Dumnezeu porunceți banilor, banii se aliniază, se încolonează și vin. O efecte de scenă de genul, ia mitraliera în mână și începe să tune și să fulgere în jur, zice că omoară virusii de COVID. Fraților, biserica Domnului Iisus Hristos este un loc sfânt, nu este o sală de circ, fraților. Și am rugămintea, când vedeți asemenea lucruri, și le-am spus și tinerilor noștri, nu vă lăsați manipulați de asemenea circuri, că n-au nimic de a face nici cu Evanghelia, nici cu adevărul, nici cu naștere din nou, nici cu credința, nici cu moștenirea împărăției cerurilor. Copiii lui Dumnezeu trebuie să aibă discernământ în vremurile acestea, pentru că Biblia spune că însuși Anticrist va veni cu tot felul de puteri mincinoase și minuni. Vreau să vă spun ceva. Îi veți cunoaște după faptele lor. Că mulți vor veni în ziua aceea și vor spune, ai predicat Evanghelia pe ulițele noastre. N-am scos noi dragi, n-am prorocit noi în numele Tău. Și Domnul le va spune, depărtați-vă de la mine. Toți cei ce înfăptuiți fără de legea, niciodată nu v-am cunoscut. Pentru că norma de recunoaștere a nașterii din nou este o viață nouă, este o viață curată, este o viață evlavioasă. Și pioșenia și evlavia vine însoțită de decență. Nu-i trântești pe spate și pe urmă arunci cearșafuri peste ei. Nu mai arunca, Dumnezeu, dacă Duhul Sfânt vrea să-i dezbrace, lasă să-i dezbrace, nu? Mai pui și cearșafuri peste ei. Acoperi tu lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt produce asemenea momente de indecență, de lipsă de control? Nu, fraților. Bântuie peste tot, mulți spun, iarăși am ieșit în public.
Am ieșit în public. Am ieșit în public. Pentru că ei în public au făcut-o. Ei și-au promovat aceste cercuri și încearcă să le împrăștie și să le răspândească în toată lumea ca o nouă reformă apostolică, ca o nouă mișcare și revărsare proaspătă a Duhului Sfânt, ceea ce nu este absolut deloc. Și să n-aveți impresia că fac lucrul ăsta cu sălgoale. Le vor umple din ce în ce mai mult. Pentru că există goluri spirituale în viețile oamenilor. Și fiți atenți, fraților. Când oamenii nu vor să-și schimbe stilul de viață, că ceea ce îți dă împlinire este când nu te osândește inima. Ai nevoie de liniște în inima ta. Spune, dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală. Știți de ce mulți oameni n-au îndrăzneală, sunt neîmpliniți, timiți și vin la biserică și își caută împlinirea, să-și umple golul din suflet și spun, dacă s-ar cânta mai așa, dacă s-ar face mai așa, dacă ar fi atmosfera mai nu știu cum, dacă ar fi mai nu știu ce. Nu. Când un om are liniște în suflet, când este împăcat în sufletul lui, că îl slujește pe Dumnezeu cu scumpătate, în adevăr, în sfințenie, și este într-o relație bună cu Dumnezeu, împărtășie cu Dumnezeu, vine la biserică și nu contează ce se întâmplă, el de plictisit nu se plictisește, că el îl are pe Hristos în inimă și inima lui e plină de Hristos. Dar dacă vine cu inima goală pentru că l-o sândește inima, pentru că nu trăiește un stil de viață curat, atunci se uită la noi și spune, dați-mi ceva, umpleți-mi inima cu ceva, dați-mi, umpleți-mi golul, faceți ceva, să mă simt și eu bine, faceți-mă să plâng, faceți-mă să râd, faceți-mă să sar, faceți-mă să dansez, să cad, să mă ridic, faceți ceva cu mine. Cade și se duce și trăiește la fel și duminica viitoare iarăși cade și iarăși se ridică și iar trăiește la fel și nu se umple golul ăla niciodată. Dar oamenii aceștia, acești profitori, înșelători, știu de asemenea nevoi și goluri din viețile oamenilor și ca să-i atragă și să-i exploateze, profită de golurile acestea și le promit că le umple cu experiențe ieftine. Și într-adevăr, pe moment simte ceva și devine ca un drog și se duce mereu și mereu după experiență, dar golul din viața lui nu se umple niciodată, pentru că ăla se umple cu împlinirea voiei lui Dumnezeu, cu trăirea unei vieți curate și sfinte. Mă opresc aici și spun, naștere din nou, odată înfăptuită în viața unui om, o naștere din nou autentică, o trăire nouă, o viață nouă, este suficientă pentru ca un copil al lui Dumnezeu să se simtă împlinit, să se simtă fericit, pentru că va ajunge într-o zi într-o pușcărie. În pușcărie aia singurul bătut din palme o să fie pumnii pe care îi dau gardienii. În pușcărie aia nu o să fie nici cântări, nu o să fie nici poezii, nu o să fie nici sanctuar, nu o să fie lumini, nu o să fie nimic. O să fii tu cu Dumnezeu. Și acolo va fi cu adevărat testată relația ta cu El. Și dacă relația mea sau a ta cu Dumnezeu a fost clădită pe asemenea circuri, asta mi-a dat mie împlinirea, asta m-a făcut pe mine să cred că Dumnezeu există și că într-adevăr îl am în inima mea, va fi vai și amar. Odată ce am spus lucrul ăsta, bineînțeles că au sărit și cei din partea cealaltă.
Și au încercat și încearcă să ne bage pe noi penticostali în aceeași oală cu acești carismatici. Spune, aha, cum e cu vorbirea în limbi, cum e cu asta, cum e cu cealaltă? Aș vrea să spun părții celelalte. Experiența penticostală este reală. Botezul cu Duhul Sfânt este real. Darurile spirituale nu s-au încheiat și n-au încetat. Ele funcționează și lucrează în biserică. Poporul lui Dumnezeu se roagă înflăcărat. Nu mă deranjează când ne rugăm tare. V-am mai spus, veni cineva la mine, a zis, cu tare și cu tare și cu tare se roagă prea tare. I-am spus, scopul meu nu este să-i fac pe ei să se roage ca tine, scopul meu este să fac pe tine să te rogi ca ei. Așa trebuie să se roage toată biserica. Biserica Domnului trebuie să fie înflăcărată. Biserica Domnului trebuie să dovedească faptul că Duhul Sfânt e la lucru în viața bisericii. Dar odată ce am stabilit aceste lucruri și adevăruri, fugim de toate exagerările și minciunile celui rău, care nu fac altceva decât să ne discrediteze și pe noi. De aceea îi condamnăm, de aceea îi osândim și de aceea îi demascăm. Vă invit să ne ridicăm în picioare, facem o rugăciune, frați și surori, în care să cerem discernământul Duhului Sfânt. Pentru că Biblia spune că în vremurile din urmă vor fi oameni care se vor alipi de învățăturile dracilor, vor fi oameni care îi vor urma pe unii în învățăturile și în ereziile lor nimicitoare, dar noi, spunea apostolul, ne rugăm prin Duhul Sfânt, ne zidim în credință și îl proslăvim pe Domnul Iisus Hristos, care ne-a mântuit, ne-a născut din nou prin Duhul Sfânt și care ne va duce acasă în slavă. Ne rugăm cu toată biserica.